Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de azi asamblăm un kit de protecție difuzoare cu pornire întârziată, comandat de pe AliExpress. Eu am luat varianta cu acele componente nelipite pe cablaj. Haideți să le scoatem de aici. Ca o curățate, eu am scos schema de pe acest PCB. Bineînțeles că am desenat-o în programul Izeda, dar în cazul în care doriți să corectați, dacă am făcut vreo greșeală, am făcut poză cu fața și spatele acestui PCB pentru a face comparație, pentru a verifica și voi, cine dorește. Ce avem în acea pungă? Da, cele două relee, niște conector block, 6 tranzistoare bipolare, NPN, renumitul stabilizator de 12V, 7812, o punte redresoare, deoarece acesta se poate alimenta în curent alternativ și redresează curentul electric cu ajutorul acestei punți redresoare, 4 condensatoare electrolitice de 100 de microfarazi, 5 rezistoare de sfert de watt, o diodă rapidă 1N4148, un LED roșu și cam asta e. Să continuăm cu lipirea componentelor. Vom începe cu rezistoarele și acea diodă rapidă. Dioda rapidă 1N4148, avem grijă la anod catod, catodul este notat. Voi continua cu acele tranzistoare bipolare, NPN. O să lipesc un singur terminal pe partea asta, doar pentru a sta pe poziție, pentru a fi lipiți tranzistorii cât mai estetic posibil. Tranzistoare lipite. Să punem puntea redresoare, avem grijă ca alternativ să fie pe zona aceasta unde scrie S, minusul la minus, plusul la plus. Mare atenție, important! Hai să tăiem terminalele acestei punți redresoare, deși nu sunt prelungi. Să punem stabilizatorul liniar. Zona aceasta este tabul stabilizatorului. Este foarte important, că altfel inversați intrarea cu ieșirea. Hai să punem și LED-ul roșu. Terminalul mai lung reprezintă plusul, anodul. Avem și pe cablaj notat plusul. Hai să punem condensatoarele electrolitice, sunt 4 la număr. Observ că silkscreen-ul, desenul acelui condensator, destul de interesant, notat minusul. La condensator e ușor de depistat care e minusul și care e plusul. Minusul e notat întotdeauna, iar pe cablaj avem plusul notat și minusul zona asta. Toate condensatoarele sunt de 100 de microfarazi. Vă recomand să măsurați componentele înainte de a le pune pe cablaj. Ar trebui să fie obligatoriu pentru toți. Nu poți să știi niciodată când nimerești unul defect. Am pățit odată, mi se pare. E adevărat de rare ori, dar se întâmplă. Să continuăm cu acei conector block, intrarea de curent alternativ, intrarea audio, practic ieșirea din amplificator, asta intră un picuț mai greu, ieșirea aici.
În sfârșit, componentele cele mai voluminoase, releele, unul aici, celălalt în zona asta. Aici nu o să mai folosesc suportul, merge și fără. O să verific să fie releele lipite cât de cât drept. Da, e bine. Să curățăm puțin cu alcool izopropilic pe spate. În sfârșit, componentele au fost lipite pe acest PCB. Să vă arăt și spatele, traseele respective. Între timp, la lipirea unei componente făcusem și o mică greșeală. Nu știu dacă dintre voi ați observat, însă conectorul de pe ieșire îl lipisem invers și a trebuit să îl dezlipesc. Metoda cu pistol de dezlipit cu vacuum nu prea mi-a reușit așa de bine, deoarece intra destul de fix acel conector, mai ales că acesta e cu 4 intrări. Așa că am folosit o metodă învățată pe internet cu ajutorul unei serme din cupru. Deja am și folosit-o cu aceasta. Am topit fludor de jur împrejurul celor 4 conectori și așa a ieșit foarte ușor acel conector bloc. Primul test pe care îl voi face este doar cu multimetrul. Bineînțeles că vom alimenta modulul din acest transformator. Intrarea o avem de aici, practic ieșirea din amplificator. Prima intrare, a doua intrare, GND-ul îl avem în centru. Sunt comune în zona aceasta, dar să vă arăt pe continuu. Oricum ați văzut și cablajul în spate, trasele de pe cablaj. Da, aici avem continuitate. Peste tot, și aici, și aici, da. Aici avem plusul primului canal, plusul de la al doilea canal fiind intrarea în zona asta. Aici avem ieșirea, plusul primului canal și plusul celui de al doilea canal. Deci aici până aici nu trebuie să avem continuitate, deoarece avem cuplare întârziată a difuzoarelor, a boxelor. Haideți să alimentăm. Da, s-a văzut că s-a aprins LED-ul roșu de acolo și în cazul acesta a cuplat difuzoarele, dacă am avea difuzoare. Deci aici până aici ar trebui să avem continuitate. Exact, și în zona asta la fel. Haideți să oprim și să pornim din nou, să vedem câte secunde durează cuplarea, până cuplează. V-am spus, are cuplare cu întârziere, pentru a nu se auzi acel poc în difuzoare. Deci aproximativ 2 secunde până în 3 secunde. Mai putem testa încă ceva cu multimetrul. Știu că se poate. Pe intrare să simulăm că avem curent continuu. Cum facem asta? Setăm multimetrul pe măsurarea diodelor, pentru că majoritatea multimetrilor au pe ieșirea sondelor în zona de măsurare a diodelor, a LED-urilor, cam până în 3 volți. Deci GND și plus. Și a deconectat. Releul a deconectat ieșirea. Putem să și verificăm. Dar nu mai avem continuitate, nu avem nicio cădere de tensiune. Bineînțeles că putem seta pe continuitate. Da. Ar trebui în câteva secunde să conecteze înapoi. Ia să vedem când. Da, a conectat și a durat aproximativ până în 30 secunde. Hai să simulăm din nou. Perfect, deci aproximativ 30 de secunde. Să simulăm din nou pornirea cu întârziere. Am oprit alimentarea transformatorului. Pornim alimentarea transformatorului. Da, aproximativ 2 secunde, 2 secunde, puțin mai mult.
Hai să facem un alt experiment. Mă gândeam între timp să fac altceva, adică să fac un test în care să arăt acel poc în difuzor, cum se aude când pornești un amplificator, cu acest kit și fără kit. Însă ar fi un pic mai complicat și am renunțat. Așa că m-am gândit la un alt experiment. Vom folosi acest amplificator cu TDA7377, nu contează. Vom folosi una dintre ieșirile al acestui amplificator. Vine în intrarea modulului de față, iar din intrarea modulului de față am pus două rezistoare de câte 2 ohm fiecare pentru a simula o sarcină de 4 ohm. Am pus acest osciloscop, semnalul galben vine dinspre intrarea în acest kit, practic ieșirea amplificatorului, iar semnalul albastru am pus pe ieșirea modulului nostru. Am pornit generatorul de semnal, se vede că pe intrare avem un semnal sinusoidal, nu contează frecvența sau amplitudinea și așa mai departe. Să alimentăm acest modul, 3, 2, 1, gata, a cuplat pe ieșire. Să scoatem alimentarea, iar acum să alimentăm din nou acest transformator. Da, aproximativ 2-3 secunde. Iar acum să efectuăm un ultim test, să simulăm în cazul în care amplificatorul ne dă curent continuu pe ieșirea lui, să vedem în cât timp deconectează modulul de față. Ați observat că folosim pe poze sarcină două rezistoare în serie de câte 2 ohm fiecare, adică de 4 ohmi. Osciloscopul în partea dreaptă a fost setat la 1 volt pe diviziune și baza de timp la 200 de milisecunde. Voi porni sursa de laborator la 2 volți. Nu voi folosi triggerul pe single, ci voi apăsa butonul pauză, pentru că la 200 milisecunde pe diviziune am timp să apăs eu manual cu degetul. Și start. Am pus pauză. Deci, în cât timp deconectează? Uitați-mi să vă spun, semnalul galben reprezintă intrarea, iar semnalul albastru ieșirea. Partea dinspre, să spunem, difuzor, dinspre sarcina respectivă, de 4 ohmi. Deci aici am pornit sursa de laborator și aici a deconectat. Pe intrare, bineînțeles că avem în continuare 2 volți. Și deconectează în, dacă e 200 de milisecunde pe diviziune, 200, 400, 600 de milisecunde. Timpul de deconectare. S-a oprit sursa de laborator și ar trebui în câteva secunde să conecteze. Să vede LED-ul roșu, a conectat. Hai să vedem tensiunea minimă. Pe intrare voi regla la 0,6 V. Pornim sursa de laborator. Și a deconectat. De data aceasta avem pe diviziune 500 de milisecunde. Să mutăm mai în stânga. Deci jumătate de secundă, o secundă, 2, 3, 4 secunde și jumătate. Cam în 4,6 secunde deconectează. Pornim sursa de laborator la 0,5 V. Și se vede că nu deconectează, ceea ce e normal. Avem pe ieșire aceeași tensiune ca la intrare. La 0,5 V e mult prea puțin să afecteze sarcina de pe ieșire. Doar am verificat ca o curiozitate. Vom crește la 5 V, pornind sursa de laborator și a deconectat. Ce rapid! Avem 100 de milisecunde pe diviziune, 200, aproximativ 210 milisecunde, puțin peste 200 milisecunde. Deci cu cât tensiunea pe intrare e mai mare, cu atât deconectarea este mai rapidă. Iar acum să aplicăm pe intrare 12 V, pornind sursa de laborator. Perfect. În cazul acesta se observă că deconectează în, deci 20 milisecunde pe diviziune, 20, 40, 60, 80, cam 90 de milisecunde. Hai să verificăm și la 20 de V pe intrare, pornind sursa de laborator, iar aici deconectează ieșirea în 10 milisecunde pe diviziune, 10, 20, 30, 40, 50, hai să luăm un calcul de aici, cam până în 45, până în 50 de milisecunde. Să tragem și concluziile, kitul are conectare cu întârziere a sarcinii pe ieșire. Am văzut că deconectează foarte repede pe ieșire în cazul în care avem curent continuu pe intrare.
Bineînțeles, cu cât curentul continuu are tensiunea mai mare, cu atât deconectarea va fi mai rapidă. Concluzie, recomand modulul de față, cu o mică excepție. Dacă greșesc, puteți să mă corectați. Dacă cele două amplificatoare stereo nu au masa comună, nu se poate utiliza modulul de față. Cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!